Consiliul Județean Maramureș și Școala Populară de Arte Liviu Borlană organiză la Casa de Cultură a Sindicatelor din Baia Mare a treia ediție a Festivalului Tarafurilor Tradiționale. Evenimentul este deschis tarafurilor și rapsozilor din toate zonele geografice ale României, dar se adresează exclusiv formațiilor care folosesc instrumente tradiționale în interpretare. De asemenea, respectarea specificului zonelor etnografice, autenticitatea cântecului țărănesc și aportului popular a reprezentat una dintre condițiile esențiale pentru participarea la acest concurs. Juriul constituit din specialiști a ținut cont la acordarea premiilor puse la bătaie, de stilul de interpretare, ținuta scenică, dar și de valoarea repertoriului. Gala laureaților a fost programată în această seară. În cadrul ei, pe scena festivalului, au fost invitați să evolueze grupul Iza, ansamblul Școlii Populare de Artă Liviu Borlană din Baia Mare, dar și dănțăușii din Bicaz.